Încă o poveste despre neputința politicului în pandemie s-a scris astăzi în România. Responsabilii au promis că de astăzi avem două spitale în plus pentru pacienții COVID care stau la coadă în ambulanțe. Este vorba despre spitalele modulare Pipera din Capitală și Lețcan din Iași. Am fost și cu domnul ministru Ceche la localitatea de la unitatea modulară de la Pipera, care se pregătește pentru primire de pacienți. Și bineînțeles, concentratoarele de oxigen vor alcătui o prima fază pentru a o folosi pentru pacienții cu nevoi mai mici de oxigen, urmând să se finalizeze lucrările pentru a instala o instalație de oxigen care poate să dea și debit mai mare. Lescan va funcționa ca o secție externă a Spitalului de Infecțioase din Iași. Dar după discuțiile cu colegii din Iași, am solicitat Ministerului Apărării să ne desemneze o persoană, un medic militar cu experiență, și a fost desemnat de către domnul ministru Ciucă, un medic militar cu experiență care a fost și la Suceavă și care va prelua șefia secției respective. Acum mai puțin de jumătate de oră am fost anunțați că totuși la Lescan s-a deschis ușa pentru 5 pacienți cu forme medii. Instalația de oxigen nu funcționează. Până acum jumătate de oră știam că redeschiderea spitalului a fost amânată. Medicii de la Spitalul Pipera au stat după politicieni. Consiliul General al Municipiului București a votat abia la ora 19 cele două hotărâri de care are nevoie spitalul pentru a funcționa. Ministrul Sănătății spune că totuși primii pacienți vor fi transferați în această seară. Spitalele sunt celebre. Două din cele trei spitale modulare ridicate în România la începutul pandemiei, în Pipera, București, la Letea, Bacău și la Lețcan, Iași, au înghițit aproape 20 de milioane de euro și toate au stat cu lacătul pe ușă. Cel mai costisitor a fost spitalul de la Iași, care a costat 13 milioane de euro. Acolo urmau să fie tratați 100 de pacienți la ATI. Însă din cauza frigului, instalația a cedat, iar spitalul a fost închis în ianuarie. Autoritățile au recunoscut. Este prost făcut. Din nefericire, spitalul de la Lețcan este un spital meteosensibil. Această investiție de peste 10 milioane de euro consider că ar fi putut fi implementată mult mai bine. A fost implementată catastrofal de prost. Politicienii s-au lăudat de-a lungul timpului cu aceste investiții. Premieri, miniștri și alte figuri centrale ale pandemiei. Chiar și președintele Klaus Iohannis a vizitat una dintre locații. La o unitate de suport medical deschisă pentru pacienții de COVID din București, șeful statului a fost primit de un roboțel. Bine ați venit, domnule președinte. Numele este expus și sfântă la datorie în Spitalul Modular COVID-19. Despre povestea spitalelor modulare discutăm acum cu Oana Gheorghiu, cofondator al Asociației Dăruiește Viață. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră ați făcut o postare pe Facebook în care ați remarcat mai multe nereguli și cum nu putem transforma peste noapte și lucru care a fost și demonstrat în cazul de la Lețcan, de ce nu putem transforma peste noapte containere în secții de ATI. Și știu că dumneavoastră aveți experiență pentru că ați făcut acest spital modular care este la Elias. Și spuneți-ne care sunt principalele diferențe între ceea ce face statul pe bani mult mai mulți decât cei pe care dumneavoastră i-ați investit în spitalul modular de la Elias. Nu doar spitalul modular de la Elias, am terminat spitalul modular de la Piatra Neamț, care este deja mult mai bine făcut decât cel de la Elias. Am căpătat deja o experiență, nu că cel de la Elias n-ar fi bine făcut, Doamne ferește, doar că am învățat niște lucruri în timpul construcției acestuia pe care le-am îmbunătățit la Piatra Neamț. Diferențele sunt majore. În primul rând, spitalele modulare pe care noi le construim nu sunt înșiruite de containere. Ele sunt niște structuri modulare, într-adevăr, pe niște structuri de containere facem însă spitale. Le construim efectiv în funcție de planurile unui arhitect, folosind însă toată tehnologia necesară unui adevărat spital. În spitalele noastre există centrale de tratare a aerului, există celebra ventilație despre care acum a aflat toată lumea, pentru că, iată, în lipsa ventilației apar accidente ca cele de la Piatra Neamț, cele de la Constanța și din alte secții de terapie intensivă. Spitalele pe care le-am construit noi
au instalațiile de gaze medicale, o instalație electrică bine pusă la punct, sunt dotate cu senzori de detecție a oxigenului, a concentrației mari de oxigen, cu tot ceea ce înseamnă prevenție în caz de incendiu. Practic, secțiile de terapie intensivă construite de noi pe structuri modulare sunt, cred, la nivelul celor mai performante secții de terapie intensivă din România. Cum vă explicați, doamnă Gheorghiu, faptul că ne vorbiți de lucruri pământene, până la urmă, pământește, ceva foarte limpede, sigur, chiar dacă nu este simplu, dar acest spital se poate face, se poate construi. Și de ce este această diferență între spitalele despre care vorbiți acum, da, Piatra Neamț și Elias, și cele pornite anul trecut, dar cu frâna de mână trasă și n-au putut să funcționeze absolut deloc? De ce avem darul ăsta de a cheltui bani fără sens? Avem un mix de incompetență, corupție și foarte multă nepăsare. Sunt cuvinte mari. Sunt mari, dar le vedem în sistemul de sănătate de 30 de ani. Aceste trei lucruri puse împreună ne-au adus la, iată, să avem zeci de mii de cazuri de COVID pe zi și câteva sute de morți. Pentru că ceea ce trăim astăzi, drama pe care o trăim astăzi, vine și din educație, dar și din ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate și din faptul că oamenii și-au pierdut încrederea în sistem. Și din faptul că sistemul de sănătate în acest moment este incapabil să ajute și să asigure tratamentul tuturor pacienților. Cum vedeți? Scuzați-mă, da. Cum vedeți faptul că tocmai fostul ministru al sănătății a recunoscut în presa străină faptul că ministerul nu s-a ocupat deloc de pregătirea acestui val 4? Nu știu despre care ministru vorbiți. Despre Ioana Mihăilă. Păi am înțeles că n-au avut fonduri și că n-a fost în strategia guvernului. Nu știu de ce, care sunt cauzele, dar eu am observat o lipsă de preocupare la nivelul întregului guvern, pentru că aici nu e o problemă doar de Ministerul Sănătății, să fim serioși. Construcția de spitale nu e apanajul Ministerului Sănătății, este apanajul guvernului și al autorităților locale. Și dacă ne uităm la tot anul ăsta, din primăvară și până acum, am avut o singură preocupare, alegerile din diferite partide și nici de cum ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Este îngrozitor că ajungem în această situație, este îngrozitor pentru noi, o asociație în care suntem 9 oameni în acest moment, să primim sute de telefoane de la medici care ne cer ajutorul disperați acum, încercând să construiască acum spitale modulare și ei, de la pacienți care își caută locuri. E o presiune extraordinară pe sistem care ajunge inclusiv la noi, pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în autorități și au mai multă încredere în noi. Noi însă, puterea noastră e mică, noi strângem bani tot de la oameni să construim, în timp ce statul român cred că are zeci de milioane de euro, pentru că iată, vedem cum le aruncă din nou pe geam acum, încercând să, știți cum este, faci ceva prost și cheltui din ce în ce mai mult făcând ceva la fel de prost. Aceste spitale de la Lețcani și de la Pipera sunt niște improvizații, în continuare se improvizează. Cred că statul român avea niște soluții și mă gândesc doar la niște parteneriate cu spitale private pe un termen limitat, până scăpăm de această situație dificilă, astfel încât pacienții și personalul să nu stea în niște condiții mizerabile și în frig, cum vor sta în spitalele modulare, că nu le putem spune spitale modulare, ci containere transformate în așa zise spitale. Care sunt principalele pericole sau puncte, minusuri pe care le au aceste containere transformate în secții de ATI? Principala lor problemă este frigul, dar nu numai. Sunt și riscurile la care sunt supuși pacienții și personalul prin aceste instalații pe care le vedeți cum sunt făcute. La fel, concentrația de oxigen în lipsa ventilației, unei ventilații serioase, concentrația de oxigen prezintă un mare risc. Oxigenul trebuie să fie la maxim 21 concentrație. Dacă pui în aceeași cameră mai mulți pacienți conectați la butelii de oxigen, este imposibil să ții sub control această concentrație și iată că cea mai mică scânteie produsă într-o priză, scânteie care se produce în mod normal când bagi ceva în priză sau când scoți, poate să ducă la un incendiu. Instalațiile de apă care sunt exterioare și fără a fi izolate și dacă vine frigul și iată
trăim, suntem într-o perioadă extrem de friguroasă. Cred că sunt multe lucruri, plus evacuarea. Aceste spitale au praguri, nu au uși care să respecte normativele. În cazul unui incendiu sau a unui alt pericol, este greu să evacuezi pacienții. Sunt multe lucruri de spus. Una din concluziile pe care le tragem este că reorientarea României către sănătate are ca soluție o inițiativă ca a dumneavoastră și a celorlalți care fac acest lucru. Și vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră faceți aceste lucruri din donații în principal, cu siguranță, da? Cât de mult au crescut aceste donații acum în perioada pandemiei, când poate oamenii au fost mai sensibili la așa ceva? Și ce șanse ar fi, sau cum putem impune guvernului, care are bani mult mai mulți, să vireze o parte dintre ei la astfel de inițiative care se vede că au succes, ar trebui să-și dea seama și ei chiar acum, în ultimul ceas? Acum o să spun un lucru. Nu, pentru noi nu e atât de ușor să luăm bani de la statul român și nici nu ne gândim că ar fi posibil. Am văzut că se dau bani în diferite instituții, mai ales către biserică, dar acolo e mai simplu. Nu le-am cerut. Ceea ce am cerut noi statului român este să ne permită să aplicăm pe PNRR, de exemplu, pe fonduri europene, să construim spitale pentru statul român. Nici acest lucru nu a fost posibil pentru că ONG-urile nu sunt entități care să poată aplica. Nu știu cum putem să forțăm statul român. Eu cred că trebuie noi cetățenii, fiecare dintre noi, pentru că iată, fiecare poate să ajungă în spital la un moment dat, să devenim mai exigenți cu ei și să cerem mai mult de la cei pe care îi alegem, începând cu primarul din localitatea noastră și până la guvern, să le scriem mai mult, să-i tragem de mânecă. Nu știu, n-am niște soluții concrete. Noi trăim numai din donații, asociația trăiește, adică nu trăiește, construiește numai din donații și sponsorizări de la companii, iar în perioada pandemiei, cel puțin în prima parte, oamenii au preferat să ne dea nouă bani, având încredere că noi vom face lucruri și, într-adevăr, am reușit să ajungem anul trecut în peste 140 de spitale cu echipamente de protecție care lipseau la începutul pandemiei. Mulțumim foarte mult pentru intervenția de astăzi și mult succes acolo, că aveți treabă multă. Și la mulți ani pentru ziua de astăzi, multă energie, pentru că avem nevoie și noi, beneficiem de ceea ce faceți. Mulțumim foarte mult pentru toate explicații. S-a scumpit energia, vezi? Eu, știi ce mă deranjează? Stai un pic, am ceva să zic. Stai, că am și eu ceva. Hai, te rog. Că, uite, vorbeam noi ieri despre acele cote, da? Pe sănătate, care merg la bogați și la săraci, da? Și cei care aveau salarii mai mari plăteau același procent ca cei cu salarii mai mici, deși beneficiau de aceleași lucruri. Ei, uite, Irina, unde s-ar putea aduce acea diferență de bani. Hai să se ducă o sumă fixă la stat, că oricum nu știe ce să facă cu ea, iar restul banilor să meargă, știi, cum e acel sistem cu 2% din salariu, da, poți să redirecționezi unde vrei tu. Ei, hai și la sănătate să fie așa. De ce n-am putea avea această inițiativă și să renunțăm să dăm bani așa la stat ca să aibă el buget? Nu ajunge bugetul la stat. Statul are buget doar ca să-l piardă. Cu cât are buget mai mare, cu atât pierde mai mult. Asta am văzut de-a lungul anilor. Bun, e de spus faptul că România acordă cel mai mic procent din PIB pentru sănătate și se întâmplă asta cel puțin în ultimii 10 ani. Suntem noi și bulgarii care împărțim acest loc rușinos, ca de fiecare dată. Însă am citit mai multe opinii ale celor care dețin clinici private în România și au spus în felul următor. Nu înțelegem de ce, în momentul în care vorbim, desigur, ele rămân doar la stadiul de promisiuni în mare parte, de investiții în sănătate, de ce nu încercăm să facem o analiză, un audit, să vedem cum sunt cheltuiți banii respectivi în fiecare spital, astfel încât să vezi dacă e într-adevăr eficient să acorzi anumite fonduri către anumite spitale, să vezi dacă managementul își are expertiză să-i cheltuiască în beneficiul pacientului, pentru că altfel arunci banii în adevărate găuri negre. Dincolo de asta, ce m-a deranjat foarte tare în declarația din materialul antecedent în ceea ce privea situația spitalului de la Lețcani, că el nu poate fi folosit, că nu e în regulă, păi după ce am plătit 13 milioane de euro, autoritățile nu sunt în stare să cheme compania care s-a ocupat de lucrări să spună, hei, vreau această lucrare funcțională, pentru că am plătit 13 milioane de euro. Asta înseamnă, ne dă un exemplu clar, că autoritățile n-au grijă de banul public și faptul că nu sunt banii lor din buzunar
Pe ei nu interesează. Au dat banul, au semnat și gata. Păi nimeni nu-și mai cere drepturi. Ție nu-ți rezultă că acele lucrări poate au fost făcute într-un sistem clientelar și din acei 13 milioane poate s-au dus doar 7 în construcție și 6 au mers pe metoda parandarătului și s-a întors pe la aceste autorități, pentru că nu i-am văzut deranjați în acele declarații. Vedeam că spun, s-a greșit, nu s-a făcut bine. Păi tu l-ai făcut, că tu ești cel care a cerut lucrarea, da? Tu l-ai făcut. Indiferent că omul care a dat cu lopata e altcineva, dar tu ești ăla și tu trebuie să răspunzi. Și eu mă gândesc că de asta nu vedem să-i critique. Păi cum să-i critique dacă i-au dat lui fratele și lui vărul și lui cumnatul să facă spital? De aici vine. Vezi ce diferență este între stat și privat, pentru că în foarte mulți dintre cei care au construit clinici private spun, noi ne uităm la sumele pe care le vehiculează în spațiul public statul în momentul în care construiește cu bani publici spitale și ne crucim, pentru că de multe ori sunt de două, de trei ori poate mai mari decât sumele pe care noi le alocăm pentru construcția unui spital. Dar din nou, nu sunt banii noștri, nu ne interesează. Interesant este faptul că prin acest PNRR care va fi și el cândva aprobat, vom primi și noi banii respectivi cândva, se vorbește despre investiții de 2,45 de miliarde de euro în sistemul sanitar, motivând, statul motivează că în momentul de față sunt unele spitale care constituie un pericol pentru pacienți și pentru personalul sanitar. Și stăm și ne întrebăm ce facem cu banii noștri de la buget? Adică mergem în Europa și spunem dați-ne bani pentru că noi suntem niște incompetenți care avem spitale și menținem în continuare situația spitalelor în așa hal încât noi să spunem despre ele că sunt adevărate pericole. Păi ce facem cu banii pe care îi strângem din asigurări și banii care se strâng la buget? Asta e ca și cum mergi la bancă să faci un credit, tu arătând că ai un istoric de prost cheltuitori. Dom'le, nu știu ce să fac, sunt prost, dar mai dăm niște bani ca să-i mai arunc și pe ăștia la gunoi, că despre asta e vorba. Și apoi, eu am o poveste și după următoarea pauză, că intrăm imediat în pauză, am o poveste și despre cât de mulți oameni au mai murit în ultimele 24 de ore. Este record, atenție, este record. Și am văzut astăzi încă o declarație a Ministrului Sănătății, da, interimar, Cheche Otilo, care vrea, bineînțeles, să facă vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii. Un lucru, bine, este al lui. Dar ce am rezolvat cu asta? Că oamenii tot mor, spitalele ajung în aceste situații.